Bună ziua, dragii mei, eu sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom vorbi despre principiile alimentare. Elementele plastice pentru a completa noțiunea de aliment și alimentație rațională se vor trece puțin în revistă principalele elemente nutritive, începând cu elemente plastice și anume cu proteinele. Substanțele proteice, proteidele sau albuminele se găsesc atât în animal cât și în cel vegetal. Carnea, peștele, ouă, laptele, derivatele lor sunt resurse principale ale elementelor plastice de origine animală. Cereale, legume uscate, pastele, făinoase, fructele și legumele verzi sunt resurse de origine vegetală. Proteinele sunt substanțe compuse din carbon, hidrogen, oxigen și azot, iar unele mai conțin sulf, fosfor și fier. Se disting două clase de proteine, proteine propriu-zise care dau în hidroliză numai aminoacizi și proteine prin a căror hidroliză se obține în afară de aminoacizi și alte combinații. Dintre proteinele propriu-zise sau simple fac parte albuminele, globuminele, gluteinele, histomele, protoaminele, hormonii, scleroproteinele, dintre proteine sau proteine compuse care au o moleculă proteică unică cu un grup străin neproteic numit grup prostetic, fac parte fosfoproteidele, nucleoproteidele, glicoproteidele și cromoproteidele. Proteinele repară și menține țesuturile. Cantitățile aduse zilnic de alimentele sunt întrebuințate la repararea pierderilor suferite în timpul activității celulare. Proteinele sunt și izvor de energie. Acest rol este mai bine îndeplinit de grăsimi și de hidrați de carbon. Proteinele păstrează mai mult timp o acțiune specifică, stimulând atât metabolismul cât și asimilarea. Ele mențin echilibrul acido-bazic în organism și ajută la formarea hormonilor ca adrenalina, tiroxina, insulina. Cantitatea necesară zilnic pentru anul normal este de 1 până la 1,5 grame pe kilogram de greutate corporală medie. Aceasta este cifra maximă deoarece nevoia organismului în proteine se poate satisface și numai cu 0,63 grame pe zi. Activitatea musculară nu are nevoie de cantități mari de proteine dacă regimul alimentar cuprinde zaharul și grăsimi în cantități suficiente. Energia rezultată prin arderea grăsimilor și a hidraților de carbon este obținută cu un efort mai mic din partea organismului, deoarece procesul de ardere a lor este mai ușor. Elementele energetice. Grăsimile sunt substanțe care se găsesc atât în regnul animal cât și în cel vegetal. În regnul animal sunt cuprinse în unt, frișcă, smântână, brânză, grasă, lapte, slăină, untură, seu. În regnul vegetal se găsesc în măsline, nuci, alune, migdale, semințe de floarea soarelui, rapiță, cacao. Grăsimile sunt solubile în alcool, cloroform, eter, sulfură de carbon și alți solvenți organici. Grăsimile sunt esterei glicerinei cu acizi grași. Cele trei grupe hidroxil ale glicerinei pot fi înlocuite prin radical de acizi grași. Printre acizi grași sunt întâlniți mai des în grăsime acidul butiric, caprilic, caprinic, palmitic, stearic, oleic și așa mai departe. Grăsimile sunt rezerva de energie când rația zilnică a omului are mai multă grăsime decât este necesar pentru cerințe sale și sus depune formând țesutul adipos. Grăsimile sunt izvorul de energie cel mai concentrat, căci fiecare gram de naștere la 9 kcal. Energia rezultată prin arderea grăsimilor este folosită la menținerea temperaturii corpului și activității lui. Grăsimile aduc odată cu ele în organism vitamine solubile în grăsimi A, D, E, K. Cantitatea de grăsimi necesară unui adult variază între 1 și 2 grame zilnic la kilogram de greutate corporală medie sau 70 până la 140 grame pe zi. Aceasta variază în legătură cu activitatea omului și cu cantitatea de zahăr cuprinsă în regim. Aceasta procură circa 40% din totalul calorilor necesare zilnic unui adult, adică 900 de calorii. Hidrații de carbon, zaharul sau glucidele sunt foarte răspândite în regnul vegetal și mai puțin în regnul animal. Cereale, grup orum, secară, derivația acestora, paste făinoase, pâinea, fructele, castruguri, merele, perele, căpșuni, caisele, fragii, pepenii și prunele. Legume, ca fasolea, mazărea, lintea, morcovul, ceapa, cartofi și roșii, alcătuiesc izvoarele cele mai bogate în hidrați de carbon. Mierea, dulcețurile, marmeladele, gelurile, bomboanele sunt foarte bogate în zahăr. Hidrații de carbon se găsesc în organismul omenesc și în cel animal în cantități mari, în ficat sub formă de glicogen, în mușchi, în sânge și în limfă sub formă de glucoză, iar în lapte sub formă de lactoză. În sânge, cantitatea de glucoză variază în stare normală între 0,80 și 1,2 grame la 100. Din punct de vedere chimic, hidrații de carbon sunt substanțe formate din C, H și O. Între principiile principali hidrați de carbon menționăm glucoza, dextroza sau zahărul din struguri care se găsește și în fructe dulci, în miere și în zarzavaturi. În organism o întâlnim în sânge ca produs de hidroliză a glicogenului. Fructoza sau levuloza se găsește în fructe împreună cu glucoza, în cantitate mare se găsește în miere.
Zaharoza se găsește în fructe în 300 de zahăr și în sfeclă, prin hidroliză se desface într-o moleculă de glucoză și una de fructoză. Amidonul se găsește ca produs de rezervă al vegetalelor din fructe de... Din punct de vedere alimentar, este un izvor important de monozaharide și dizaharide, glucoză și maltoză, fiind foarte răspândit în cereale, grâu, porumb, ors, orez, ovă, secară, cartofi. Este insolubil în apă rece, iar la cald formează cleiuri. Sub acțiunea diastazelor se hidrolizează și trece în maltoză și glucoză. Glicogenul este formă sub care animalele depozitează zahărul mușificat. Celuloza se găsește în vegetale, fructe și zarzavaturi. Este o substanță care reține apa în proporție de 6 până la 12%. Nu este asimilată de organismul omenesc. Celuloza are mai mult un rol mecanic în organism, stimulând mișcările peristaltice. De aceea, regimurile care cuprind zarzavaturi, fructe, cereale conțin și cantități suficiente de celuloză. Hidrații de carbon reprezintă cel mai important izvor de energie se amizlează foarte ușor din alimente. Fiecare gram de zahăr dă naștere la 4 calorii mari. Hidranții de carbon iau parte la echilibrarea temperaturii corpului. Când organismul se află la o temperatură prea joasă, se consumă cantitate mai mare de hidrați de carbon. Pentru ca organismul să aibă mai multă căldură, hidrații de carbon sunt indispensabili oxidării complet a grăsimilor. În lipsa lor, grăsimile nu sunt oxidate complet până la bioxid de carbon și apă și apar ca produs final al organismului în formă de acizi organici vătămători. Hidrații de carbon formează energia de rezervă a organismului depozitată în mușificat sub formă de glicogen. Cantitatea necesară pentru un adult normal variază între 4 și 6 grame pe zi la kilogram de greutate corporală, ceea ce revine la aproximativ 300-400 grame pe zi. Dacă activitatea crește și cantitatea de hidrați de carbon trebuie mărită. Cu stimă și respect față de persoanele care mănânc videoclipul, eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un videoclip. P.S. Nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, vă rog, abonați-vă!